Mulțumesc foarte mult, doamnă. Se simte, evident, să un om care umplă și el de fotografia tot timpul, fotografiind monumente și nu mai am monumente și evenimente legate de patrimoniul cultural. Vreau să spun, Manu, că la noi, la Dumnezeu, numai cum am înțeles, colegul Mihai Gheorghiu, care este aici, a făcut o expresie excepțională despre războiul comunismului împotriva țărănimii. A fost între expresiile care a contribuit, zic eu, la crearea unui interes foarte clare a Războiului Național al Țărănimii Român. Apropo de istoria noastră recentă, o istorie pe care încă nu o știm, cred, suficient de bine, și probabil că din cauza asta nici nu am învățat foarte multe lucruri din ea. Mihai, dacă vrei să spui câteva cuvinte, nu, mulțumesc, spun oricum, cred că ar merita să vadă domnul Tânjoană măcar câteva imagini în acea expoziție extrem de interesantă. Da.